extragerea de sub radical. 0 radical din C2 din 0,6545. Egal cu cât? Și cum se face? În manual. Și într-o anumită logică. Să vedem ce și cum. Prezentăm două metode. Dumneavoastră o alegeți pe cea mai, cea care se potrivește dumneavoastră. Să se calculeze, să arate că radicalul în 0,6545 e 0,8090,11. Două metode. Metoda 1. 0,6545 înmulțim cu 10 la 4 sus și jos. E 0,6545 ori 10 la 4 supra 10 la 4. E 6545 pe 10 la 4. Radical din A supra B, radical din A supra radical din B. Deci radical din 6545 supra 10 la a 4 e radical din 6545 supra radical din 10 la a 4. Deci, colo, frumos, elegant, pas cu pas, cum s-ar spune. Radical în C2 din 10 la 4, sunt 10 la puterea 4 supra 2, este 10 la 2, 100. Deci, radical din 6545 supra 100. Acum, cum facem cu radical din 6545? Începând de la, deci aici e virgula, deci spre stânga câte două se împart. Trebuie prima grupare, 65. Ce număr la puterea a doua se poate scade de 65? 8. 8 la pătrat fac 64. Deci dăm cu minus aici, se scade 1. Coborâm următoarea grupă de două de astea, 145. Aici ce facem? Deci 8 ori 64 am spus, am pus aici. 8 ori 2 ăsta fac 16, mulțim cu 2. 16 îl punem aici. Ce număr punem aici la urmă? De exemplu, am pus 1. Ori 1, ori ăsta, fac 161. Să scadă ăsta e prea mic. Deci, pardon, de la 145 e 144, deci nu, aici vine 161. E prea mare, nu merge. Și atunci ce facem? Noi aici, mai după virgulă, deci punem un 0, mai coborâm astea două și rămâne 80. 80 ori 260, aici vine 14.500. Ce număr îi punem aici, la 160 în spate, ca am pus 9, ori 9, fac 14.481. Să scade 145.000, dacă e cel mai aproape. Rămâne 19, indicăm următoarea grupă de două cifre, că am luat aici, am punctat pe astea. 1900, 9 îl ducem aici. Deci am ajuns la 9. Aici 809, deci vine aici la am coborât deci 19, deci 80,9. Nu s-a putut și mai coborâm încă o grupă de două zerouri. Și aici o să vină 809, pardon, 80, 8090, ori 2 fac 16.180, 16.100, deci punem 1 aici, ori 1, fac 161.181. Din 190.000 este aici, este cam, da, se poate, da? Și dă un rest aici și dă. Deci înseamnă că ăsta este radical din 6545, e 80,901. Pe 1 îl ducem aici. Facem ea scăderea și continuăm în continuare. Aici asta o împart la 100. 80,901 împărțit la 100 fac 0,80901. Ăsta este rezultatul.
A doua. Fără să facem artifici, mulțim 10 la 4. Radical de 0,6545, la fel câte 2 începând de la stânga spre dreapta. Și aici, 6, 0, vine 0 aici, când ai 0, 0 ca să scazi minus 0, rămâne 65, ai dus virgula, duce aici, la 65. Ce număr ca să scadă în 65? 8, 8 la pătrat fac 64, ne dă 1. Coborâm 45. Deci 145. Aici, 8 ori 2 fac 16. 161,161 e prea mare. Atunci, mai coborăm încă 2 zerouri de aici, da, dar punem 0 aici, corect, și o să vină 80 ori 2 fac 160, ce îi punem aici? 9 ori 9 fac 14.481, să scade de aici și așa se continuă. Da, e 0,809. 9 ăsta coboară aici, sus. 8 ăsta primul aici. Când am punctat, am pus 0. Deci, au anumită logică, au anumită algoritm. Și avem avantajul că ne uităm pe calculator și vedem dacă e corect. Nu trebuie să intri în panică, să înțelegi momentul, nu? Succes în continuare!